Salutare prieteni și bine ați venit! Mi-aduc aminte când eram mai mic și s-a lansat prima generație de Volkswagen Touareg, am văzut într-o revistă auto, pentru că pe vremea aia se cumpărau acestea, am văzut o poză cu mașina, stând doar pe trei roți, cu o roată în aer, pe teren extrem de accidentat. Și m-am gândit, mamă, ce mașină off-road, super tare! Și de atunci tot timpul am rămas cu ideea asta în minte că Touaregul trebuie să fie o mașină care știe off-road. Numai că acum cu această ultimă generație, mi s-a părut că Volkswagen parcă a împins prea mult limitele eleganței și tehnologiei, ceea ce nu e rău, pentru că ai aceste două lucruri la un preț foarte bun, în cazul Touaregului, parcă tindeam să cred așa că, și tind să cred în continuare, că poate mașina a uitat ce înseamnă off-road-ul. Astăzi, după cum vedeți, ninge, suntem într-o zonă montană și am venit să vedem dacă într-adevăr Touaregul își mai amintește cum e să facă un pic de off-road, pentru că un buton de off-road acolo există. Să vedem dacă și face ceea ce spune că face. Haideți în mașină. Ei, și acum haideți să facem ceea ce foarte mulți dintre voi ne-ați cerut, și anume off-road cu Volkswagen Touareg. Dar pentru a face asta, să ne pregătim un pic experiența, nu-i așa? Pentru început, aici în bord, pe acest afișaj, pe acest ecran LCD, unde pot avea o grămadă de informații, inclusiv o hartă, după cum foarte bine știți, o hartă foarte mare, eu acum voi alege să pun un indicator de off-road. Ceea ce ne arată că Volkswagen s-a gândit că cineva chiar va face off-road cu această mașină. În cazul de față, acolo, dacă micșorăm un pic ceasurile și mărim ceasul din mijloc, vedem că avem practic un fel de boloboc care ne arată înclinația mașinii. Vedeți, noi acum suntem înclinați 4 grade spre partea dreaptă. Dar dacă vrem să vedem și mai multe informații, atunci să trecem la ecranul din mijloc. Pentru că aici, pe home screen, ca să spun așa, unde putem pune mai multe widgeturi, eu am pus un widget off-road și putem scrolla repede prin el. Aceasta este altitudinea, iar acesta este unghiul de bracare al roților, iată. Dar dacă intrăm în această selecție, vedem că sunt și mai multe informații aici și iată, acum putem folosi gesturile în aer pentru a vedea cele două selecții din acest mediu off-road, și anume o vizualizare mai, cum să zic eu, mai amplă a acelui boloboc care era și în bord, din nou unghiul de înclinare al mașinii, și în partea din stânga alte informații off-road, cum ar fi, iată, o busolă, unghiul de bracaj al roților, temperatura apei sau a uleiului este aici. Aici temperatura apei, altitudinea și cam atât. Deci cam acestea sunt selecțiile. Eu voi păstra acest asistent de înclinare și voi pune mașina în modul ei off-road acum, folosind selectorul binecunoscut. Vom seta modul off-road. Am selectat modul off-road. În bord deja ne-au apărut niște martori care ne arată că, un martor foarte mic acolo, care ne arată că mașina se înalță, ceea ce ar și trebui, având în vedere că zăpada de aici are undeva la, prin anumite locuri, are chiar și 30 de centimetri această zăpadă, și nu e doar zăpadă, e și gheață de desubt și mai sunt și părți cu zăpadă înghețată, ceea ce nu e chiar cel mai ușor lucru de trecut. De asemenea, de aici, de la butonul din dreapta, putem să ridicăm garda la sol și mai mult. Vedeți că aici, în dreapta, ne-a apărut Off-Road Plus. Deci, cum ar fi, suntem super siguri că vrem să mergem pe off-road. Și acum nu ne mai rămâne nimic altceva decât să punem mașina în drive și să vedem dacă, într-adevăr, Touaregul încă mai știe să facă pe off-road ceea ce știa cândva. Să vedem dacă Touaregul nu a ajuns doar o mașină deja luxoasă și tehnologizată, ci a rămas, are și un pic din ADN-ul acela de mașină de off-road.
Pentru a face asta, în partea dreaptă se află multă zăpadă și nu doar zăpadă, ci și un deal. Acum, hai să ne oprim puțin aici. Știu că este foarte greu de redat pe cameră ce înseamnă înălțimea, dar în partea stângă se află un drum care, după cum vedeți, are o înclinare destul de abruptă și sunt niște urme de mașină acolo. Un mic secret, sunt urme făcute de noi când mai devreme am mai urcat odată pe acest drum să ne asigurăm că totul este în regulă și sunt niște urme de mașină, dar până să urcăm noi acum 5 minute era perfect, cum să zic eu, zăpadă perfect virgină era acolo. Și în partea dreaptă mai avem un loc pe care putem urca și fanii înrăiți vor recunoaște acest loc ca fiind locul unde am făcut off-road cu Dacia Duster. Acesta este dealul pe care l-a urcat Dacia Duster în condiții, dacă nu similare, aproape exacte, pentru că exact așa era și atunci. Aici nu este zăpadă foarte, foarte groasă, sunt maxim, este stratul are maxim 7 cm, ca să zic, dar sub acea zăpadă este foarte multă gheață. Și atunci, să nu mai vorbim și să facem treaba. Mașina este în drive în continuare. Noi vom alege calea mai grea, evident, să vedem dacă mașina aceasta de 2 tone, aproximativ, va urca pe aici. Eu nu fac decât să apăs puțin pe accelerație și mașina urcă. Vedeți, panta are 11 grade, 12, 13, 11, 12. Acesta este gradul de înclinare, da? Deci undeva la 12 grade. Știu că este foarte greu să pun asta în perspectivă, dar 12 grade cu zăpadă și gheață de dedesubt nu e puțin, mai ales când ai o mașină destul de grea. Dar acum să continuăm drumul. Pe aici, ce este interesant este că, după cum vă spuneam, am trecut pe aici acum 5 minute și nu se mai văd urmele mașinii. Se văd foarte, foarte puțin urmele mașinii, ok. Pentru că în continuare ninge, deci condițiile meteo nu sunt cele mai favorabile. Prin acest video, eu nu vreau să vă arăt că mașina aceasta poate să meargă la competiții de off-road cu tot felul de mici Suzuki Samurai cu lift kituri. Nu despre asta este vorba. Vreau să vă arăt că atunci când veți merge la munte cu această mașină echipată cu cauciucuri corespunzătoare, veți putea folosi modul off-road. Atenție, eu acum sunt în modul off-road plus, nu sunt în modul zăpadă, pentru că mașina are și un mod zăpadă. Deci, vreau să vă arăt că veți putea merge pe teren accidentat cu foarte multă zăpadă. Aici este foarte multă zăpadă. Uitați cum fac cu volanul și mașina merge aproape drept. Aici este foarte, foarte multă zăpadă. Ok. Dar mașina în continuare urcă. Din nou, urmele pe care le vedeți au fost făcute de noi acum 5 minute, când ne-am asigurat că putem să filmăm pe aici. Și da, acum este un pic mai ușor mașinii, dar nu vă faceți griji pentru că vom merge și pe o parte cu mai puțină. Acum s-a împotmolit puțin, un pic mai mult gaz, gata, a luat-o. Deci, vedeți, chiar și dacă noi am făcut un pic de drum pe aici, pentru că e foarte mult ghețuș de desubt, mașina alunecă și intră în, țiuie la noi ne spune că o centură nu este pusă. Bun, acum am pus și centura pe bancheta spate, pentru că legea acum spune că și ocupanții banchetei spate trebuie să aibă centurile puse și mașina țiuie chiar dacă nu e centura pusă și pe bancheta spate. Evident, Alex, ca să filmeze, nu avea nevoie de centură, dar ca idee, iată un lucru pe care poate nu știați, în Touareg trebuie să-ți pui centura și pe bancheta spate și probabil pe, în toate mașinile din gama Volkswagen de acum încolo. Ok, de aici încolo, zăpada este aproape virgină și acum am rămas puțin în zăpadă. Ok, și acum am ieșit. Iată în ce zăpadă a intrat mașina. Sper că se vede pe cameră.
Cred că are undeva la 30 ceva de centimetri această zăpadă. Vom merge un pic mai repede prin ea ca să ne luăm avânt și ca să nu rămânem împotmoliți. Așa că... țineți-vă bine. Ok, hai mașina. Asta e. Asta e. Ok. Bun. Haideți să vedem ce este în partea aceasta. Noi până aici am fost cu mașina. Deci, de aici încolo mai avem un pic de loc în partea aceea. Dacă rămânem împotmoliți, Doamne ajută, să sperăm că tot noi vom ieși. Hai să vedem ce se află în partea aceasta. Ideea este că, după cum vedeți, modul în care mașina se clatină, chiar dacă este în modul cel mai înalt, zăpada este înghețată de dedesubt. Și pentru că este înghețată, roților le este foarte greu să aibă aderență, pentru că mai întâi trebuie să spargă acea zăpadă înghețată, ca apoi să-și facă drum, ca apoi să dea de ghețuș efectiv. Ok, aici, de aici încolo cred că nu mai avem loc. Haideți să și coborâm. Ia să vedem cum putem să întoarcem această mașină cât mai eficient. Ok. Știți ce? Haideți să facem un lucru. Rapid. O să las mașina aici după ce o întorc și o să mergeți cu mine un pic să vedem cum arată drumul pe care am trecut. Luăm o pauză și imediat vom fi în afara mașinii. Am ajuns în afara mașinii. Pentru început, uitați-vă puțin la roată. Când atât de multă zăpadă se strânge între spițele roții, e clar că ai trecut prin ceva ce nu este foarte ușor. De asemenea, sunt la o parte că eu dacă voi călca aici, îmi intră piciorul cu tot bocancul. Deci zăpada nu este mică, să nu uităm acest lucru. De asemenea, și Alex poate să filmeze la picioarele lui, pentru că și el a intrat în zăpadă până la glezne, până deasupra gleznelor, de fapt. Haideți încoa. Din nou, nu este ușor pe aici. Uitați-vă la zăpadă pe care tocmai era salonec. Zăpada este ca o bucată de gheață dură pe care mașina trebuie să o spargă, abia apoi dă de zăpadă mai moale, care e rece, și de dedesubt gheață. Nu pot să vă arăt, dar este de dedesubt este gheață, gheață. Veniți încoa. Noi aici am oprit și ne-am hotărât să întoarcem, da? Acum, pentru că este frig, vom continua să coborâm și pe parcurs vă mai arăt așa, cam pe unde coborâm, ca să nu mai spuneți că și mașina mea a urcat pe acolo, pentru că avem multe astfel de comentarii. Vreau doar să vedeți despre ce este vorba, da? Haideți în mașină, pentru că e frig. Vă, nu vă e, mie mi-este, Alex are geacă. Și... nici nu se mai vede semnul de la Volkswagen, aproape că se mai vede puțin acolo. Ca să nu mai spun că există zăpadă până și pe elementele suspensiei. Asta este suspensia cea mai ridicată. Aici este în modul ei cel mai ridicat. Bun, acum haideți în mașină. Bun, e frig afară. Suntem cu toții de acord cu asta. Acum, cum spuneam, ne continuăm drumul pe coborâre. Dar voi schimba acest afișaj, chiar dacă este foarte frumos toată regula aici în poză. Voi păstra unghiul de bracaj al roților, voi păstra altitudinea și haideți să punem un alt martor. Acesta e cu temperatura uleiului, temperatura apei. Ce să punem noi, ce să punem? Haideți să punem temperatura uleiului. Să vedem dacă se întâmplă ceva cu temperatura uleiului. Acum, cum spuneam, vom continua coborârea. După cum vedeți, în față este atât de ceață încât dacă stai la 10 metri depărtare de un obstacol, nu-l vezi. Dar vom continua coborârea. Op. Și veți vedea exact aici, după cum spuneam, unghiul de bracaj al roților. Doamne, este
foarte ceață acum. Brusc s-a făcut extrem de ceață, pentru că nu mai văd foarte bine urmele pe care am venit. Mașina alunecă și acest lucru este evident. Și dacă ne uităm la unghiul de bracaj al roților. Bun, acum suntem din nou pe această linie dreaptă unde este un pic mai ușor. Pe aici am făcut deja un pic de drum. Dar în continuare condițiile meteo nu sunt foarte favorabile. Aici este o parte cu zăpadă mai înaltă, un pic de accelerație. Op, op, ok. Ok. Ați văzut că brusc mașina voia să o ia în altă parte. N-am lăsat-o pentru că am fi ajuns într-o râpă și mașina aceasta costă 71.000 de euro, așa cum este ea echipată, cu TVA inclus. Evident, dacă veți vrea să vedeți mai multe detalii despre review-ul nostru al acestei mașini, acestea vor fi disponibile în review-ul complet. Detaliile despre mașină vor fi disponibile în review-ul complet, care va fi cu siguranță pus un link în descrierea acestui clip. Wow, acum este extrem de ceață. Haideți să facem coborârea pe... Deci am urcat pe acolo. Noi, practic, acum suntem din nou la acea bifurcație. Putem să coborâm pe partea mai grea sau să coborâm pe partea mai ușoară. Pe partea mai grea să fie, nu? Pe partea mai grea. Acesta este dealul pe care l-am urcat inițial, pe care l-am urcat și cu Duster-ul și l-am și coborât cu Duster-ul și la fel nici Duster-ul nu a avut multe probleme. Avem un martor care ne spune că front assist nu mai funcționează pentru că senzorii nu mai văd nimic. Bun. Ok. Haideți să ne oprim puțin și să mergem afară ca să vedem exact cât de abrupt este acest deal și această coborâre, cât de abruptă este și cât înseamnă, de fapt, 13 grade? Pentru că atât ne spune acest martor că are acest deal ca și inclinație. 13 grade. Să vedem cât înseamnă 13 grade. Haideți afară din nou. O să fie frig. Îmbrăcați. E în continuare frig. Cât de frig? Niște domni acolo se distrează cu ATV-urile și, cum să vă zic, având în vedere câte cerculețe și cum alunecă acel ATV, vă cam dați seama cam care sunt condițiile. Și dacă tot nu credeți că și Duster-ul care a urcat acest deal și toate mașinile pe off-road pe care le-am pus să urce iarna pe aici nu sunt mașini care au adevărată aderență și tracțiune, vă mai arăt un lucru. Aici, sub zăpadă, este gheață. Este gheață, mai sus se vede mai bine, veniți aici. Aici se vede și mai bine. Este gheață, gheață. Gheață la modul, aș vrea să vă arăt cât de gheață este dacă m-aș lăsa cu toată greutatea pe acest picior. M-aș duce de-a dura. Sunt sigur că v-ar amuza, pentru mine n-ar fi chiar de amuzant. Deci, pe aici vom coborâ cu această mașină și pe aici a urcat inițial mașina, să știți. Bun. Mașina în continuare este în modul ei off-road. Vom coborâ acest deal, care, după cum vă ziceam, are 13 grade, ne zice mașina. Vreau să n-alunec, vă jur, este extrem de... Uitați-vă pe aici un pic. Este un ghețuș extrem de mare. Extrem și alunecă foarte, foarte tare. Nu e mic dealul acesta și la bază devine brusc și mai abrupt. Alex tocmai a alunecat, dacă ați văzut camera, cam atât de tare alunecă acest deal. Nu este ușor deloc, vă asigur, este extrem de alunecos. Mașina, după cum vedeți, a rămas foarte mult în spatele nostru și parcă este mult mai sus, nu-i așa? Pentru că aceste 13 grade de deal, de urcare, nu sunt chiar o joacă. Bun, haideți în mașină și haideți să coborâm acest deal.
Bun. Suntem din nou în mașină. Ah, dacă chiar vă interesează, suntem la 999 de metri altitudine. Super. Și vom coborâ dealul acesta ultra alunecos. Mașina în drive și știți ce? O să încerc să fac un lucru. O să dau drumul la pedala de frână și vom vedea dacă mașina are vreun sistem. Știm că există hill descent, dar să vedem dacă acest asistent la coborâre se va activa automat. Eu doar voi da drumul la pedala de frână și vom vedea dacă se descurcă ea singură. Doamne ajută. Dacă mă sperii, vă spun, voi pune frână. Mi s-a aprins un martor verde cu hill descent, iar eu nu apăs nicio pedală. Eu nu apăs nicio pedală. Dacă vreți, pot să dau și scaunul mai în spate, dar nu apăs nicio pedală. În continuare, suntem la 11 grade, mi-arată în bord, 10 grade. Deci aceasta este, acesta este unghiul acestui deal și jos va fi extrem de ghețos și extrem de abrupt. Trebuie cu mașină, pune frână, 12, 13 grade, 14. 14 grade a fost maxim. Te rog, 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 te rog. Ok, și de aici încolo trebuie să accelerez eu. Bun. Am ajuns cu bine. Haideți să și trecem acest dâmb de zăpadă înghețată. Ia să vedem. Care are și el, are mai mult, are vreo 30 de centimetri. Ia să vedem. Ok, și acum suntem din nou pe asfalt. Și vom parca lângă domnii cu ATV-urile. Să ne mai tragem puțin sufletul. Nu doar că ai o mașină confortabilă în care poți să cari familia și toate lucrurile copiilor. Nu doar că ai un V6 diesel care te servește atunci când vrei să faci depășiri pe autostradă. Trebuie să apeși pedala cam tare, dar te servește. Nu doar că ai o mașină care arată foarte modern. Nu doar că ai o mașină cu un consum bun pentru masa ei. Ai toate lucrurile astea și pe lângă asta ai și o mașină care, după cum ați văzut în acest clip, nu are nicio problemă în a face un pic de treabă atunci când e vorba de dealuri, zăpadă, gheață și tot felul de situații neplăcute. Acesta este motivul pentru care am vrut să fac acest clip. Am vrut să văd dacă această mașină, Touaregul, a devenit un pic prea mult mașină luxoasă și un pic prea puțin mașină capabilă, măcar un pic off-road. Da, n-am dus-o pe cine știe ce mocirile, dar cu siguranță ați înțeles că dacă veți merge la munte cu familia, nu vor fi probleme. Punct. Absolut deloc. Nu vor fi probleme. Și, ca un mic bonus, atașat acestui clip, sau din nou, în descrierea acestui clip, veți avea un link și către vlogul filmat de noi astăzi. Și în vlog veți vedea un lucru foarte interesant. Mașina aceasta a salvat o altă mașină care nu putea să urce un deal. Nu vă spun despre ce este vorba. Vă invit să vedeți acel clip, dar cu siguranță veți vedea exact ce poate face această mașină, chiar și în condiții vitrege. Prieteni, ăsta a fost clipul nostru cu off-road, cu noul Touareg. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like. Dacă nu, eu un buton și pentru asta și dacă vreți să mai vedeți și alte astfel de clipuri în care facem tot felul de nebunii cu mașinile, atunci abonați-vă. Dacă sunteți deja abonați, atunci urmăriți-ne și pe Instagram, pentru că acolo punem foarte repede poze și story-uri cu mașinile pe care le luăm în teste, foarte repede, imediat ce le luăm în teste. Așa că, după cum vedeți, încă este ceață, încă este frig și încă ninge. Așa că, o să pornesc spre oraș, cred că în partea aia. Rămâneți pe Blog Auto. La revedere!